Trei societăți au înștiințat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj de o serie de concedieri. O firmă de construcții va concedia aproximativ 40 de salariați, magazinul Interex, 30 de angajați și peste 540 de gorjeni angajați la hidroconstrucția. Din notificările transmise la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, pot să vă spun că ar fi următoarele. ACH-ul din nou revine, dar nu cu aceeași cifră pe care a înaintat-o pe vechiul program. Deci pentru era preconizat inițial 596 de persoane, acum sunt 542 de persoane ce ar urma să fie disponibilizate începând cu 21 noiembrie. Cele 30 de persoane comunicate de la Interex și încă 44 de persoane de la Forconcid. Dacă în anii trecuți angajații de la hidroconstrucția reveneau în luna martie la serviciu, acest lucru nu va mai fi posibil. Dacă până anul acesta angajații de la hidroconstrucția care erau disponibilizați toamna erau preluați din șomaj primăvara, se pare că de această dată nu se va întâmpla acest lucru, iar cele peste 500 de persoane vor rămâne șomere. Conducerea AJOFM Gorj se așteaptă ca în perioada următoare să fie mai mulți gorjeni disponibilizați. Sper să nu fie alte disponibilizări colective, oricum cu siguranță vor fi concedieri individuale, care de multe ori sunt în număr mai mare decât cele colective. În aceste condiții, rata șomajului va crește în Gorj.